Mihaela, ce faci? Te duci să faci curat la socul tău? Da, am terminat acolo în față, am curățat puișorul la noi, am mai fac curat. Păi Mihaela, și tu, că nu pot să... Eu nu pot cu mâna să dau cu mătura unde mă doare mâna. Eu nici la mine nu pot să dau. Lasă-o, dacă Olga stă la Caraula. Dacă Olga s-a dus să stă la Caraula, o să vină să facă curalul frate său. David, duceți-vă, stați la poartă, că e cam, lăsați... Dacă stă la Caraula... Da. Ha! Să vină Alin să mănâncă și el, nu mănânc. Hai! Tu ce faci acolo? Ce faci? Nu mănâncă de la cine? Cine? Alin. Ai, nu mănâncă de la mine. E de la patron, am mâncat. Auzi, patron? Da. Butelie, cât costă butelie? Ca să iei cu totul să mai avem o butelie. Cât costă? Cred că 1 milion. De unde? Ce faci acolo? De unde? E un băiat care ne-a dus și-o cu totul. Cine era? Să aducă cu totul, cu asta e stricată la filet. Cine e? Marița lui Papi și ea, ha? Doraș, în casa acolo. În casa acolo? Da. Ia aici la colț, vezi acolo. Ia sună pe Mariță. S-o sun pe Mariță. Dar tu ce faci acolo? Nu mai te duci cu Oli în oraș. A, filmez? Ei. Mă duc în oraș acolo. Păi ce ce-a putut să faci mâncarea cu cauva, palicul? Cu pogăcile, mă, tu nu vrei să fac și eu glob, de ce te suferi? Păi să faci și tu glob, că tu ai făcut două și eu n-am făcut doar unul. Care unul am făcut, mamă? De ce ești invidios pe mine ca în urorile, ca nepoți? De ce, mamă, tu care erai, care țineai la mine, apoi ești invidios pe mine? Nu mai, patron, nu mai mă interesează. Ăsta și unde îl faci, unde? Dacă vrei să mănânci? Pe disc. Păi pe disc fac. Pe disc? Uite, Mihaela, fă-i pe disc dacă vrea să mănâncă. Lasă pe disc. Că Mihaela nu mănâncă. Îți trebuie telefonul tău? Deci? Să-ți fac loc, să-ți fac curat în cameră. A, bă, nu. Nu? Hai, bine, lasă-mă să fac. Ba da, fă-i. Ier. Așa, mă, o să-mi o trebuie, Edu. Ce spune, mamă, e bine așa că n-a dat și tu muiere și îți faci tu? Mâncare? Ei. Fă mâncare. Păi de ce nu vrei să aduci o țigancă să-ți fac mâncare? Pe care ți-a gândit să aduc patronul? Păi căutăm imediat. Dacă îmi dai tu verdict, eu caut imediat. Păi eu nu, iau și una frumoasă. Iau una care dai verdict, tu ce? Păi asta e, vreau așa, stai să-ți spun. Iau și eu ca Tomi, cum a luat Tomi pe urma pădurii. Nu, și eu aia bețivană care a luat-o Tomi. Ascultă-mă. Păi iau și eu una bețivană. Stai așa să-ți spun. Da. Una înaltă și frumoasă. Auzi, mai e butelie aici? Este. E? Da. E vreau să găsesc, de care vei, blondă ori neagră? Neagră. Neagă? Așa spunem ca să știu. Brunet. Ca și am găsit blonde de așa. Ai găsit multe. Am găsit multe blonde. Serios? Da. Dar dacă tu zici să-ți găsesc una brunetă. Dar aș vrea să aibă 60 de ani fără, fără șapte. Lasă, mamă. Cum avea Dana Criminal. Îți găsesc una la 35 de ani, 40 de ani. Până la 40 maxim. Am înțeles. Păi tu vrei să-mi aduci pe aia tânără, deci... Mă, mamă, nu mai vorbi de aia pe mnerii, că nu am adus-o pentru aia. Făceam să nebun, aduceam o fată la 20 de ani. Aia am vorbit de camera mamei, dar nu e bună, că s-a uitat pe Alin. Și ce dacă? Nu, mamă, nu. Nu. Vorbesc și eu cu tine, că nu sunt copii aici, nu-i nimeni. Să-mi spui, să-mi dai verdicul ce femeie să găsesc. Că eu o găsesc imediat. Pe mine mă sună fetele, toate femeile. Care? Mă sunară mulți. Astea? Da, să mă întreabă, că poate să vină aici Dianca. Și v-am spus, puteți să veniți, că nu mai e Anca, nu mai e cu ea, s-a mutat de la ea, gata, n-are treabă cu ea. Mm. Da, și mă întrebară, că dacă ești liber, dacă n-are Anca ceva cu el. Am zis că n-are Anca, Anca îi pare bine să nu mai aibă cu ea legătură. Și așa e? Da. Banca nu mi-e vasă pe țăcănești. Stați și nu mai vorbi numele ei, că eu nu mai vreau pe canal la mine să vorbesc. Că sunt fanele ei care vorbesc. Nu, fanele ei vorbesc urât de tot. Că
Păi ea s-a luat după panele ei și a rămas cu panele. Și tu după cine te-ai luat patron? Hai? Și tu după cine te-ai? Eu mă iau după lume. Nu după fane, după lume. Bă, și după fanele mele. Că fanele mele gândesc foarte bine. Toți care mă urmăresc, și bărbați și femei, gândesc bine și mă prețiesc. De-aia am multe fani și oameni și femei. Că ei prețiesc, am și coala lumii în cap, că, care știe, mă prețuiesc. Am înțeles, patrona. Sunt oameni tot ca mine, ca lumea, care mă subțin. Te susțin? Da. Cine te susține, patron? Toată țara României și români țigani. Uite, ajunge carnea asta, patrona. Destul, mamă, pentru cine unul singur, destul numai, aia va un figer. A fost multă carne, am băgat-o în ladă, că dacă nu mănânc, s-o strică. Da. Ia să vedem, prieteni. Nu mai mânca de... O fierb înainte două ore. Dar vezi țigaia acolo. Ce țigaia? Păi să-ți dam drumul ăla, că tu nu știi. Îmi trebuie oară. Stai să nu mânjești mie aici ce am de cărnărie. Pune în asta. În asta. Ciorba aici s-a dus de patru de nemaipomenit ciorba. Ciorba. Ce-i cu ciorba? E făcut de fasole. Așa. Gata? Ia, stai să ia, va. Ia, păza, pune la filmare la mine. Așa. Așa, vedeți, prieteni? Așa, și bagă apă, mai speli, spală dacă vrei. Păi nu mai spăla, că am băgat sare pe ea. Are sare pe ea, nu mai spăla. Păi da, e, cum să spăl? Așa, și ce vrei să-mi bagi în ea acolo? Ce? Ce vrei să-mi bagi în ea? O fierb și după aia o bag la disc. Așa, da. Aici o pun să fierbă vreo două ore. Bagă apă mai mult. Păi bag tigaia asta plină. Dar de ce ai vrut să punem tigaia și să nu... N-ai vrut să punem... Lasă-mi tigaia. Sunt tigaile prețuțile de și nu pot să mai cobor acum. Fasolea asta trebuie să mai bagă mirodenie, e atâta. Uitați, prieteni, am făcut ciorbă de fasole. Ia mânca mirodenie. Și unde ai făcut aia scăzută? Uite aici. Aia scăzută ai făcut. Uite, ia mănâncă să vezi ce e. Ia o lingură să vezi. Ia o lingură. Stai să nu mânci de dulce. Cum e? E dulce asta? Ia cu polonică. Bagă-ți acolo să vezi ce e. Uite ce e. Bagă să vezi ce e. Ce dulce e. Băgai-o ce de pican de la tine. Ia. Gata. N-am voie. Am băgat un pic. Sare. Hai. Sare, da, sare de toate. Ia vezi dacă are. Ia-ți o lingură. Dacă vrei, mănâncă și salată de aia cu ea. Dar ciorbă de fasole, nu mănânci. Păi să văd. Bună. Bună. Dar lindă, ce nu vine să mănânc? Nu e foame, că mâncă la mama asta. Că când e foame, vine și mănânc. Că nu mai mănâncă de la tine. Aia nu mai mănâncă de la mine, mănânc. Mănânc, nu mai mănânc. Hai, nu mai mănâncă el, rămâne. Nu mai mănâncă, hai. Să-ți dau oagole, nu le mănânci. Uite, să ia brânză, ia cașcaval. Îți duce apă jos. Doamne. Uitați, bă, nu cașcaval cu fasole, prieteni. Ți aleg oavă de mănânci? Hai? Nu? Mănâncă usturoi. Și prietenii...
Ce să vă spun, Mihaela, tate, bine pe... Marș! Apară, trebuie, uite, a zis Mihaela că pune la... Că ăsta are bonge cățelul ăsta, de-aia a străbit. Să cumpără de la vitrinar de ele. Unde? Hai. E niște soluții, nu știu ce, Mihaela știe. Când vine să o întreb. Să duc să spacă cura la tine în cameră. Să mă duc. Patrone, parcă-i băgat mire, bă. Păi aia de la tine, nu știu ce e aia. Te-ai băgat sos de ăla. Uite de ăla din sicuț. Am băgat-o un pic, ce e ăla? E sos dulce. Eu nu știam, ziceam că e bulion. Da. Hai să mănânci tu fațole. Mihaela face cura la tată în cameră. Dacă vrei să pregătesc chef discul afară. Pregătesc ceva. Fac foc acolo eu. Încetul ne las. Hai să mă duc și ți-l fac. Hai. Ce? Cum mai tras tu pe dreapta două leagăne? Păi uite, un leagăn e la tine ăsta. Nu era niciunul. Ia ăsta și pune-l în față. Păi la mine, dar ai zis că închizi ușa aici. Eu cum mă dau pe leagăn dacă închizi ușa? Du-te, ia-ți, pune-ți-l în față. Nu, că e oameni. Aline, un leagăn al tău, un leagăn al tău, unul al ursului. Să le repare pe amândouă. Și unul este al ursului. Eu când... Ascultă-mă, eu... Bună asta și cum ai făcut? Mănânci cu cartonul. Uite, Aline, ce mănâncă iernia de fațole. Iernie, iernie de aia cu... Auzi, Aline, ce mai aveți de părțit? Am băgat sos dulce. Aline, băi, Aline, auzi să-ți spun ce ai de părțit. Că dacă eu ai muri, să știi ce sunt lucrurile tale. Mai sunt niște crătiți, patru crătiți de inox, de ale mari. Aia e părțită să iei porci. Da, două ale tale, două ale lui urs. Da, dar s-a dus papi, a auzit, a găsit porci. A găsit? S-a dus să-i vadă. Lasă să-i vadă. Că spuse cătă, dar n-am încredere în cătă. Nu te baza pe cătă, că se aduce câine în porc. Da, cătă... N-am bază în cătă. Aline. Aline, vezi. Doamne. Da. Îți mai iau butelia, că dacă nu cheltuiesc banii pe față, să mențe pe astea și nu mai iau. Eu am butelie, dar stai să sunăm. Stai să sunăm pe cu totul butelia. Să o iai cu totul, ca să avem o butelie. Unde? Prietene, a venit papi să pregătim ceaunul ăla, că cere Leo ceaunul. Pune să papi, uite Leo, carnea aia să fiarbă și pe urmă o să o punem pe disc, auzi. Da. Da. Alo, mă făcăți. Cum să? O ursă, mă. Da. Ce-a zis dacă ați dat să am zis, am zis de ceau, mă. A. Da, fiind. Păi, Maris, toacă Marița aici. Toacă Marița să băgăm la ceau, la disc. A, nu mă duc. Să facem discurile. Da, să mă gândeam și mă gândeam. Deci, când vine să mă duc iar, auzi. La unde se duce domnul Leo? Se duce până în oraș. Aici ce-i fie pe cel? Acolo pusă carne de vită să fiarbă și până să o punem în disc. La disc. Să facă la disc, vrea. O să rămân de văzut în niște porci. Și ei sunt buni. Sunt 150 de chile și nu mi-au plăcut. Ești lungi? Micuți, așa. Mai sunt acolo. A luat al bătrân 2, a luat Nuța 2. De acolo? Da, de acolo. Și a rămas mai mici? Nu, mai sunt tot așa, sunt majoritatea. Cu câte unul? 22 de milioane. E bine. Unu. Dar mini nu vreau, că noi vrem să luăm unul mare. Știi? Că nu prea ai ce să scoți grăsime, nu prea ai ce să frigi. Astea mai mult de tavă, știi? Sunt. Dar sunt bunicei. De parte? O, aici ăla. Da, este, este. Lângă filia așa. Și... Îți crezi tu la oameni în curți? E la fermă.
Firmă? Da. A, cu concentrate de aia. Da. Dar știi, nu prea... Cum să zic, știi carnea lor așa, știi cum e. Da, când e concentrate, dacă nu-i la om în curte, așa. Cu porumb. Da. Taci, că-ți bea lumea, că nu mai sunt. Așa e. Nu mai se găsesc porcelanul, am luat majoritatea de acolo, luat. Dar să-i și eu, săptămâna de vineri, să mă duc prin sat. Da, să găsesc în sat, în sat e dulce jumara lor. Și-o făcut o cratiță de varză de-a mare acasă. Uite și eu fasole și păierni. Și rămas întreagă și plicai. Făcui gocoș, am adus ei vouă, adus și la bătrână. Și ierdie și ciorbă, uite să pune să mâncați acum. Îi făcui lui Florin mâncare de cartofi, rămas întreagă. Îți zic că mă pun la curățenie, nu mai apucă. Uite, mă ustră ochii. Uite să pui acum să-ți mănânci fasole și ierdie și ciorbă. Pune să mănânc. Pune să mănânc. Că n-are cine să mănânc. Nu mai apucai să mă bag sus la etaj să fac curățenie. Nu mai apucai să mă duc. Sediu la prost, e că miros a porc acum. Ai boligară pe picioare. Nu mai apucai să mai mă duc acasă să mă schimb. Că și la noi pe stradă e dezastru. A spart tot... Ăsta îl dau pe răzătoare, nu? Cred. A spart tot asfaltul pe mijloc drumul. Da, e usturoiul ăla mărunt. Și... Nu mai avem unde să intrăm. Toarnă asfaltul? Așa zic că toarnă până de Paște, dar e bine că cât praf, câtă mizerie avem din curte, vreau să boxez și eu porțile alea, că nu termina oamenii. Am de lucru, cred că mă prind de Paște, nu mă apucă să fac capsul. Așa că mai e până de Paște și eu. Cât mai e până de Paște? Mă ursul era. Ce zic? Ce zici? Mă mai simt 4 săptămâni. Mă cum 4 săptămâni și au zis că 2 săptămâni. Mă cum e pe 5 Paștele, pe 5, pe 6. Noi suntem în 10 acum. Nu, papi, pe 5, e pe 5 Paștele. Ce mai zici? Mai sunt 3 săptămâni. 3 săptămâni, 3 săptămâni, da. Și una din săptămâna mare, 4. A, de-aia nu te ceri tu cu mine să fac curățenie. Tu de ce tu, că și așa cum doamne. Păi mâine, îți zic că mâine mă apuc, dar mâine mă apuc că plic după o tură, mâine. Da, dar să fiarbă bine, zice. Gulaș, gulaș, gulaș. Mănâncă una, să vezi cum e. Să fiarbă bine. Papi, tu cu el mâncați... Că lua el de dinți și nu poate cu să fie tare. Cu cine să duc să și uite, usă-i carne acolo, băgai, că dacă n-ați pus pe grătare tu cu el că mănânci, am băgat un congelator, o scot. Nu, doresc că facem o mâncare. Păi dacă nu mâncați, că se strică. E de două zile de tăi sus în frigider. O scot dacă vrei și o puneți pe el la pregătare. Baște și pe după el miscul. Stai că ți-o scot eu acum. Hai că mai închid. Gata. Mariță, ai pregătit aici să vadă leu când vine, că i-ai făcut? Da. Că l-a zis să le face el, că a văzut că nu mai veniți. Dar Mariță să prinzi focul ăla, să zic că tocaie lemne, numai să-l prinzi. Bă, cum n-am mai venit tu la prietenul tău? O, prietenul! Băi, grunț, băi! Am venit la prietenul meu, la te veni papi! Grunț! Leo, face un plătare! Păi și ce le-ai făcut? Ți-ai filmat tu? N-am filmat nimica! Eu am filmat nuntul, du-te apară! Uite, bă! Să supără, bă. Să s-o auzi că ce drept e să supără. Du-te, dă-i foc la Sediv acolo să filmat voi pentru el. Să se sată cu el. Eu nu mai gata, nu mai filmez că să supără. Hai, e prasta, mă. Fingeți când mâncați voi doi, că noi nu mâncăm niciun. Ali nu e. Ali nu mănâncă, e pe aici și el. Mariță, dacă înțelegi, să-ți pui fasole să mănânci. Lasă că-mi pun să fac un țără foc afară. Nu mai nici gloasă, să nici știi cum faci mi se frușească. Îi dau o țără sare, că am spălat-o, că era mie sare. Dar dă-i sare dacă vrei. Îi dau. Na, patroane, da. Ia mai adus acasă, ia. Ai de zis să-ți dau 30 de lei să-ți plătesc ouă. Te-ai camera pe mine, nu-mi dai. Ți-am luat oavă ieri de la femeie, da. Să-ți plătesc oavă, de unde am eu bani? Păi da, trebuie să ne plătească. Dacă mă rog să fac, e asta aici. Păi cum să plătesc eu? Ce poți fac acolo? Păi de pregătitul ăsta, mă, asta,
Vă zic că tu ai pus carnea aia la fel cu tocană. Băi, nene, ce ce faci cu carnea aia? Mă, mamă, ce mâncat voi doi? De ce, cine le-a scos astea? Eu. Băi, papi, păi astea le facem într-un fel, frate. Bun. Nu ne faci la grătar cu așa. Și le facem la plită, cu mor, ca să filmăm. Păi da, nu, lasă-le pe astea, le-a pui în congelator și pe aia. Așa, avea patroană, că mănâncă ea. Și cine mănâncă papi are? Noi doi. Păi nu putem să mâncăm. Noi doi, eu nu dinți. El n-are dinți. Uite, că el n-are dinți. Păi nu. Eu rup dinții în așa ceva. Nu se rupe, e fragil. Nu se face. Nu e fragil, de o să iese tare. Tocmai din cauza asta eu am zis asta ca să o... S-o fierb. Băi, papi... Așa că mai pun din asta acolo. O oră, două. Mai pun din asta acolo să fierbă mai multă. Ce? Mai nu, nu, voi pentru tine pun. Nu ajunge, că facem aici doar asta. Mai lasă copa la tigaie câteva și nu fac toate. Păi nu e ora, copa la tigaie, dar nu mă faci că e... Nu... Nu e moare, că mai ai făcut 4 lămiere. Lăsă-l, tu faci pe... Vreau să o fiarbă usturoi. Stai să vezi cum o faci la tigaie. Uite, papi, Mariță. Mariță. Dacă tu mi-e handui genic, că să te hai. Mariță, ita locul te duce aron, galapta, galapta, adică... Băi, băi. Zuralila, s-ar pe cheme, cu deacu, te îndeau cu cicaleala. Ia, hata, te nică. Nu, băi, 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 poate poate nu mi-a dat. Cum mă? I tai cu dea de Mariță te tira vela la ce. Ce mă nu ce mai șoace, ce mai are? Ora mână să vă. Nu, da. Ora si ana ajung. Ce ora? Hai, nu mai vorbi țigănește. Mai se vină puțin cu mine. Hai. Să mai jos afară. Tare. E cătura de mos. Tare, tare, are dreptate. Mai ferto. El cu dinți nu poate. Nu ferto. Da. N-am mai fiert-o, eu da... Fac eu să vadă. Fă-i cum zice... Bagă-o o porție. Fă-i pentru tine o porție și restul bagă eu în congelator acolo. Mm-hmm. S-o fierbă. Vezi dacă fierbe aia din tigaie, să fierbă bine, dacă nu mai... O las-o, da. Ha? Mm-hmm. O mai las-o, da, pe ei. Să fierbă tăință dintele în ea. Da, las mai bine. Strâng firea bine. Ce faci, bă, David? Cine ți-a luat mingea aia? David, ia vină încoace. Ia vină, spune la prieteni. De unde e? De la Tina Shop. Ce-a mai luat? Ce-a mai cumpărat de acolo? Spuneți-mi. În față de masă și atâta. Uitați, prieteni, a cumpărat față de masă. Pentru Paște. Ia, filmează că a cumpărat și un puișor. Ia filmează și un puișor. E de-a patroana. Uitați, prieteni. Aici e la Leo. Acolo e la Anca. Uitați, a luat și un puișor față de masă. Vedeți, prieteni? El cumpără față de masă, a cumpărat mături. David, vino și ajută-mă, David. Mă, mamă, nu ți-a plecat, nu mai ți-a plecat. Lasă că facem bucătarul, ai un bucătar bun tu și cu Alin. Aveți un bucătar bun tu și cu Alin. Ce cum te vedeți la o parte? Deci e bun sau nu? Punem plecanul ăsta. A, papi, ești bun de mâncat. Vino de chileu. Sunt așa potrivit. 104, 10, 10, 10. Bine, 22. Și are mult? Mai are, mai are. Auzi, Aline, luară toată lumea, acolo trebuia să-l. Sunt papi, papi, mai trebuie să-l. Aline, Linel rog pădui, le-a luat cine. Marica, de tabla. Păi și ne-ați vorbit să-l luăm noi doi. Mă, mă, domnule, eu, că ce-l găsă gătă. Nu, patrona, n-ai vorbit de păi, dacă n-am luat bani, ce să iau? Trebuie să-l bani. Bă, bă, ce aduce aia? Du-o de aici, du-o! Păi ta, patroana aia, că ai făcut tu totul rog. Bă, du-o de acolo de la mine! Hai! Bă, iam, nu o iau! Dă-o lui David! Bă, dă-o lui David, fugi de acolo cu ea! Bă, nu, că era cu Dana și cu... Nu, nu-mi trebuie! Să o bagi la mașină. Băi, dați-i partea lui patroana, că patroana și-a vopsit toată curtea roz, cum nu îngrătare. Bă, du-o de acolo, păza! Băi, papi, trebuia... Punem ăsta aici, a? Așa, pe lemne, nu? Băi, Aline, ia-o de acolo, arunc-o la gunoi, că mă faci, mă îmbolnăvesc.
arunc-o de acolo, ce? Ca aia era când era cu Dana, cu femeile la București. Nu, nu, arunc-o din curte. Arunc-o la gunoi. Ia, uite. Nu așa, dă mai încoace. Păi dă-mi apine focul prima oară, papi. Papi, nu. Ia, el ai făcut cura la aleu. Am făcut. Bravo. Am așezat papi. Hai bine. Așa. Patronul nu-ți place pantera roz. Hai. Pantera roz. Așa. Nu mai, să nu mai. Nu mai mă supăra. Hai la asta că le băgăm sulcea unde. Mai băgăm lemne aici sub el. Da. Să ajunge focul aici. Nu ajunge focul. Destul, mamă, lasă încet, așa. Nu faci tare în foc. Oh, că mă și zucărăs. Pe asta, mă, dă vițel. Așa are. Pasă la mă de oare? Nu, dă vițel. Mănucu. Ia, vedeți, prieteni, ce și-a luat David. Joci? I-am luat o minge cu România. Cine ți-a luat mingea asta? Leo. Bunic, vă zic. Hai. Bagă cartonul, Mariță. Uite, era acolo. Dă-i să-l cărdești. Uite cartonul acolo. Ce? Să nu dai aici. Hai că mă duc să mă îmbrac, că fac antrenament de studentul mondial. Hai! Eu sunt antrenor. Trebuia să ne îmbrăcăm cu vestele alea, Aline, tot. Da. Hai! Da. Nu, uite în fața grătarului, e un carton pe jos. Rupe pe ăla. Rupe din el. Băi, Aline, găsire oamenii porci luară. Și tu. Până am luat banii, Mariță. Dar spun eu, că știi cât mai are? Vreo 4 sau 5 bucăți mai are. Bun. Dacă aveam bani, le luăm. Vezi? Că nu vreau mari bătrâni de aia. Eu n-am luat, că vreau să-mi iau unul mare, știi? Nu, nu vreau. Unul de două. E carnea bătrână, nu mai... Ce să iau? Să pun la găleată? Dacă vreau să pun la găleată, da. Cumpăr de la metro, de acolo, Aline, mușchiuri, concrete și baci într-un bidon să ai. Da. Dar ăștia pentru tavă vreau unde a pusă Marița. Ăștia sunt mai de tavă, dar de tavă, așa ar trebui. Dar auzi, Aline, uitați-le, uite ce-am învățat. Face antrenament pentru Nesti. Face pentru Nesti. Ce, iară mă filmezi, patrone? Dar ce faci? Că iară mă filmezi. Ce, te filmezi tu? Oprește. Distrug. Deci, dragi prieteni, o să pregătește pentru marele meci cu Neții. Hai, Mariță, să ne îmbrăcăm și noi. Hai, haină de pene să faci tu cu Neții. Ba, iau și eu. Bă, duce să te antrenezi și tu. Hai, că mă duc să mă antrenez. Hai, duce, ia-ți haină. Hai, să-mi iau mingea. Patroane, la Da. Gata, papi, ia de coace la mine. Da, hai că o să le arătăm la prieteni când facem mâncarea mai târziu. Aici pe mine. Da. Vă arătăm când facem mâncarea mai târziu aici. Mă, mamă, pune iernie de fasole să mâncați până să face asta. Lasă-mă cu iernia ta, iernia, tată. Puneți Alinea fasolea. Nu. De ce? Nu mănâncă de la tine, Alinea. Nu mănâncă de la tine. Nu-mi place iernia. Mariți, hai să mâncăm noi, adă-ne fasole, hai. Pot să mănânc fasole goală. Cu ce vrei? Carne. Doamne. Carne, fac aia eu, zis eu să fac carnea aia. Nu, mă, nu. De viță. Dar nu mănânc, Alin. Nu mănânc. Nu. Uite, îmi dau niște cartofi la din. Da, merg niște cartofi. Și-o pierzi dacă nu. Mă duc să mă mai la carnea aia care a pus o leu la festa. Băi, tate, te îmbraci și tu ce faci? Ia vino, vorbește și mie, culeaca, să termin și eu. Și noi, hai, tipați. Am terminat curățenia, am făcut în față la noi la foișor. Da. Am scos tot de acolo polistiren, da, praf, ce mai era. După m-am făcut curățenie în cameră la socrul meu, că trebuia și la el acolo curățat. Am aranjat patul, am spălat cu mopul. Bravo, bravo. Și acum mai am bucătăria ta și gata, după aia am terminat de toate. Păi ziua de azi îmi iau concediu. Bravo. Și la urmă ne antrenăm pentru jnesă, ăla. Da. Deci antrenăm, dar să termin cu munca. Destul, Mariță, că se face negreală de aia. Uite, bă, și mucătarul lui Alin ce s-a îmbrăcat. Și eu m-am îmbrăcat, prieten, să mă vede și pe mine. Îmbrăcată. Ei,
Asta e ce pierd eu. Da, ăla căta mi l-a băgat mie. Marița l-a băgat pe mine. Veniți, vă spun ce moș ăsta care-mi băgat Marița mie. Marița sau cătă? Marița cătă. Cătă și vă spun cine e ăsta? Îci, că nu-ți pui tu ăsta și joacă de mult. Și cătă s-a apăsat pe... Mi-ați băgat mie moșul ăla pe... pe... Mi-a scăpăm de mie și aveam probleme cu el. Păi, dar el... Noi suntem de când suntem noi, din tată în fiu. Găini moarte, auzi tu la și spuneai el? Tu că mâncam noi găini moarte și carne de pe gunoi. Vezi, îți dă tăia bata. El credea că noi suntem la cruci pe... Păi pe, da, vezi, îți dă... de gunoi, cum a văzut... Vezi, îți dă tăia bata, că noi am avut galbeni și bani de când suntem, din tată-n piu. Din tată-n piu. Și acum ne-am îmbogățit, cum te-ai îmbogățit tu cu privatizația asta. Noi am avut galben, Napoleon, toate modele. Tu ce ai avut acum, că ți-ai făcut și tu un ban și te ții măreț? Nu trebuie să te ții măreț, când aveam bani și aur... Atunci eram mai bună și eu și bărbatul meu cu toată lumea. Și nu mă certam cu nima, că dacă te cert și faci, te duci la pușcărie. Înțelegi? Nu mai lasă, că nu e, de-a nostru cert. Nu trebuie să te cert. Că uite, cu cearta, cu scandala, nu mergi, nu faci nimica. De ce vorbești urât de Leo? Ce ai cu el? Că el e operat, de multe operații. A fost și el băiat tânăr, că a făcut și el, a cheltuit la bani, ce să facă cu ei? A, ce făcea cu bani? S-a distrat, s-a făcut. Și tu distrează-te cu banii, dar ești moșa, cu ce mai faci cu banii? Că ai văzut, murim și rămâne banii, ce mai faci? Rămâne banii la alți când murim, rămâne de noi. Așa e, Nesi. Ce faci dacă ai bani mulți? Nu faci nimica. Gata, acum revenim, dragi prieteni. Ce-ai Marița acolo? Aici am apă. Bag apă aia să ridică, o țină. Așa, să ridică. Uite, bă, pă, papi, să ne faci nouă discuri de ăștia. Faci. Da? Bără un gata. Este cu unul? Da. Cât e unul? Milion, mă. Luăm și noi. Am auzit de inox și l-a dat la ăla, la Loli, l-a dat norul mea. Da. De inox. Lasă așa? La minune de inox. Ia pe aia să o iei de acolo. Păi trebuie să o golesc. Bă, ce faci? Pe zona mizare acolo. Păi ce, bă, ce faci, David, acolo? Aruncă-o la gunoi să nu mai văd în curte. Ia aruncă-o, te rog frumos. Aruncă-o la gunoi, du-o din casa mea. Că aia a dus năcazuri aici în casă. Te rog frumos, panteluța aia adusă unde e reapitulată la soacră ta. Unde era? Era oala ce a dus Leo de la București de mult. De aia ne mergea răb în casă. Mihaela, bagă de seamă, de aia ne mergea răb în casă. De la pandeluța aia. Auză, vrea papă, dă-o din casă de la mine, că de aia mergea rău. De aia mergea rău. Ia la Lela ce-a ce. O vindem în târg și împarțem banii pe ea. Și-a ce, Lela, ia-o și halabla. Serios o vindem. Aia mi-a ducea mie tonă cazul în casă. Nu, eu s-o vând. Dă-o la mie, la Marița, să o ducă la piață. Lasă-mă, mă, că de-aia mi-a mers rău în curte aici. Era frumoasă. Eu n-am știut că e în curte aici. Gata, dă-o acolo. De-aia mergea mie răb în casă. De acea panteră. Ce pantela asta, aruncă tot ce am mai fost mai de mult. Gata, dă-o pantela aia de acolo. Dă-o pantela, gata. Vezi că arde discul ăsta. Nu arde. Trebuie să facem și lua lin ceva pe disc. Cum? Cu cascot. Ce facem? Înainte de... Poți să faci ca tot, nu vine cu doar. Aline, vezi, îți dă treabă că asta a dus toate năcazurile în curte. Hai să-i dăm foc.
Nu, o ia Marița s-o de la piață, auzi. A, păi ia pe ea 10 milioane. Da. Una. Păi da, tată, mulți bani pe ea. Marița! De-aia ne merge rău. Știi cât e pe Panteră? 5 milioane de voie. Știi cât e una? 10 milioane. Două să-mi vin eu. Serios, 5 milioane pe ea, dar s-o spela mașina spălat. Dar spal-o? Nu are loc în mașină, decât cu piri. Are loc, nu are loc în mașina spălat. A mai spălat-o noi. Nu e bai. Auzi, mașina e spălat și cum o face? Nu la mine, nu știu. Pai, cu bama, mare la mașină. Frumosu. Ia duce, bă, după el. Se strânge. O speli și iei 5 milioane pe ea. Bagă în mașină. Ia-le la ea. Bagă în mașină lui patroane. Nu, nu, nu bag la mine. Se strânge, se spală și frumos o face. Și acele la gură. Pai, purele pe ea. Dar te halave la mândră, Mariț. Mariță, s-o speli. Da, bine, asta nu faci. Dacă ai cupa mai mare la mașină, că eu am mașina mai mică. Nu, 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 eu nu bag la mine. Bag-o în postavă și spală. Bagă, bagă la patroană. Vezi că arde ceaunurile astea. Și așa e Aline. Aline, vrei să-ți facă țefteluță de soia, cam soia? Nu! Nu mănânci. Nu suport soia. Nu suport. Nu-mi place. Bă, ce să-ți dau? Băi, David, strici hidrofonul, te rog frumos, strânge. Strânge că să strică hidrofonul, apa, pierd cu calul hidrofonul. David. Că mă n-ai pai la urmă. Unde-i Leo? Ia Mihaela, strică hidrofonul și nu mai avem apă. Ai, unde e domnul Leo? Stai să vină. Da, trebuie ulei, Marici. O să arse discul. Oh, uite, fabuloia că îl calimul la urmă. Dar unde băgați orezul ăla? Nu știu ce vreau, o Leo, îi place orez. Păi, dar te-a candel. Și ucoletar că candel. Nu e. Săr te-a avel. Săr să ulei opră. E ulei sus, caută în dulap sus. Și așa e, papi. Cunești ăsta. Mersi, ăla e șmecher să ia de toată lumea, s-a luat de guță. De guță care face bani din piață în țac. României, e regele României în manele. Când zici guță, zici România. Că așa, Nersi, stai cu minte, nu te mai lua de toată lumea așa. Stai în banca ta, nu te mai lua, nu mai vorbi. Nu mai e patroană, l-am pus el uleiul. Mă, nu mai e sus. Nu. Du-te la mine la icoane, acolo și e ulei. Nersi ăsta să ia de toată lumea. Acum sper să nu se ia și de mine. Mâncare țapa toată. Bă, lasă, că nu o sper tu cu furtul niciodată, degeaba. Mariță, vezi în dulap acolo, dă știi de dulap la icoane. Băi, papi, n-am făcut noi grătare, nimic, mă. Fac, am pregătit aia, fac grătare. Acum rămâne cărbunii, am... Nu, nu carne, grătare. Eu vreau grătare a sudat, nu spuse că nu mâncăm. Ha, grătare a sudat. Tu crezi? Ce faci? Spar cu ușor, frate. Nu băga apă, că cade Mihaela. La asta. Nu găsești grătarul. Să-l vânde. Nu avem unde mai facem, mă, la purcelul. Papi, bagă ăla tot de orez. Nu vreau. Mai e? Nu mai e, ăla e. Păi, două sunt în ăsta. E suficient de asta? E suficient de atât, prea. Atât nu mai băga nici ulei mult. E multă ulei. Facem un grătar, acum facem... Face Mihai la curățenie acolo în casă, facu și la ea, și ai bine. Face, ia de când a venit tu, trăia. Ea muncește, Mihaela.
Nu m-a mai sunat acel om cu butelie. Nu vine ăla să filmează, că o lea pe urmă zice că l-am băgat ăștia. Iar apare la patroana. Păi, hulebil, humic ce avem. Oh, n-am mai de drum, mai mic. Cu tapetul, uite, trebuie. Mila, mila, mila. Hai, bag acolo, bă. Merge pe tine pur mâncă, ce ai zis? Păi n-ai stat, vei, că uite, uite, uite. Lasă că filmeze și să supără ea. Iar să supără. Iar să supără mie, că te ia pe vizările. Patroana pune de o prima dată și după aia. Păi da. Cum face aia? Cum face tot aia îmi face? Mă, fierbe orez, prieten. Carnea aia să fiarsă acolo, mai fierbe carnea. Să fiarsă de bun de mâncat. Lasă să fiarbă. Bă, ți-a luat minge frumoasă, Leo. Nesi, ne-ai mâncat și te-ai băgat tu în noi. Prieteni, sănătate am multă și ne mai vedeți pe alte canale. Nesi, să mai intri cu noi. Hai. Să intri cu noi, Nesi. Gata. Dacă nu știu. Ce tu te-a făcut? E meu, e zama. Mai în filmos? Pega, mă duc în patru ani. Tot pe alei, crezi că face vlog la păi, fiecare face pentru el. Dar o culeată, că n-am primul moment. Eu muncesc pentru mine. Păi da? De ei, nu vezi că dacă n-am de o cafea, nu-mi dă ei nimica. Păi nu. Uite, luai oabăle și nu-mi dătea banda, dar îmi dă tu tăiește de mici. Și oabăle pentru el le-ai luat. E hâpalo. Acu' e hâpalo, după ce s-a dus galbenii tot. Acum hâpalo nu e hâpalo, Leo. Nu e. Nu e zgârcit, Leo. Mai ține și el la bani acum, că acum văd că nu mai e. Acum ține și eu la bani. Acum că nu mai sunt ține la bani. Nu mai e criză. Aduce-mi un par din ăla de unică folosință și cum suc. Pune-și-mi un par. Mariță, mă druși pe mine în gât azi noapte. Gata, am luat-o și eu. Păi n-ai luat paracetamol. Nu mai băga acele hârtii. Nu mai băga hârtii. N-am mai și hârtia că ține gunoi în mâncare la urmă. Dacă iau răceala... A sună Luci, nu mai răspund la nimă. A, sună să vorbesc cu ea, cu Luci. De ce? I-am adus ceva, i-am adus roțile. Ce-ai adus? Roțile. A, tu fieșcare cu treaba lor. Da. Eu să termin grobul. Lasă-o încet așa, nu te dați foc tare. Mai facem cartofi să băgăm în gulaș? Nu. Nu, n-are, ai bine. Dar ce, trebuia pasta de bulion să bagi acolo. Trebuie pasta să bagi. Și aia s-a crește cu de ăla. Dacă aia și lua, unde a rămas? Unde, nu știu, cu buscau de ăla. Ia trebuie să face leu acolo. Spune că-i băgat și ăsta, dar zavatule. Acum îi filmează el la urmă. Băi, copile, așa, joacă-te! Mai ai spre mine pe trotinetă. Păi da, doar o persoană. Mergi o persoană? Da, doar o persoană. Ia vino să vedem, hai. Da. Pot... Ia vino să văd să mă sui și eu. Ia să pui și eu picior. E grave. Ia. Nu pot, bă. Da. Patroana, dar eu nu fiu patroana. Auzi, eu cred că e nu poate vorbește. Mai bine zice că iasă cu din casă. E poate vorbește cu o femeie, poate. Păi vorbește la telefon. A, de aia lăsă mâncarea, bă. Prietena aia lui. Ea era cu cealaltă la noi. Mariță, e îndrăgostit. Cred că e alta. Hai. A găsit alta de la Constanța. Cred că e alta asta. Aia de pe TikTok cu bani. El poate să vorbească, tot țigancă iau. Eu nu iau de ăștia. Păi și dacă ia pe ea cu bani? Nu-mi trebuie niciun bani. Era cu una pe TikTok aseară, cu bani. Zicea că e 2 milioane de euro.
El bani mult, papi, și ce-a făcut pe ei, s-a dus. Papi. Da, mamice. Adă bulion cu apă și bani. Păi, dar îmi trebuie bulion și poți să pleci după aia. Și ce, să aducem doi băieți să ne facă lemne, să avem și de Paște, sparte gata. Tot. Să nu mai ne grăbim, le-a pus acolo sub scară și nu mi le-a spart. Băieți care le-am dat bani. Până la post, păi da. Poate, urma să facem foc. Să uite, fie... dacă ai nevoie să faci foc în grătar, faci... Să fie făcute gata. Da, la grătar. Nu, acolo. Nu, nu, da. Mariță, fără dovlecei, nu, n-ai de... De ce? Nu se bagă dovlecei. Cum să nu? Zăsești să aduci bulion, adusești nu dovlecei. Nu e bulion. E acolo la vasă de la bulion, bulion. Dar să nu la crească. La crește și... E de ăla, ia de la mine 10 lei și ia un revin. Eu nu mai mă duc la magazin, lasă-mă. Ia, du-te, grasul. Nu mă duc, lasă-mă. Du-te, că vine... Du-te, că nu pot eu. Uite, să arde ceapa și el nu mai veni, rămas acolo. O, aia, veni și veni. Chiar că-i drăgostii, patroana, exact cu băieții. E adusă coșul de gunoi, mătura și n-are cine să dă cu mătura. Da. Îți dai seama acum. Adică vorbește cu aia, ca să o aducă în coa. Păi, cred că... Bag o țâră din zguș de aici. Bag apă, bag apă. Când vine leu, să nu-i boar carnea. Papi, bag apă. Băga o țâră de apă, ca să stă. Până vine leu... Dar să-i mai bine cu apă, ca să fiarbă. Și ar trebui să mai bagi un pic de apă. Mai ca bag. Să fiarbă zarzavaturile bine. Uite-l că vine, nu acum puse, gata, sunt prieteni, sănătate și vă mulțumim că ne urmăriți.